Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Din nou, după pauză destul de lungă, mi-a avut procesor deja în 12,5%. Bun! Astăzi o să discutăm despre mai multe lucruri. Ca o mică paranteză, mi-am făcut al doilea monitor, adică televizorul. Am pus un HDMI funcțional de data aceasta. Pot să văd și eu în dreapta mea cum ce filmează ecranul. Ăsta e șmecher. Același modul pe care vi le-am arătat data trecută când am filmat. Vreau să vă spun că, bă, eu aș veni pe Jay, dar acum, pe bune, mi-e o lene să mă joc infernală. Deci n-am niciun chef de joacă, să stau să fac ore, să nu știu ce. Poate așa, cu niște bug-uri, cu niște vrăjeli, să las calculatorul, nu știu cum, cu un autoclicker anume. Greuț tare. Nu știu, vedem. După cum se și poate bine vedea, sunt noul membru al facțiunii Grisit Bloods cu rang 6. Să-i salut pe Sorin și pe No Copyright Sounds Dust, ultimul din cei doi. Stai, SMS147, cumpăr, frate. O să intrăm și pe RPG2 și pe RPG3 să vedem ce reacții mai sunt pe acolo și vreau să discutăm despre viitorul ăsta al canalului într-un scurt rezumat. Vorbeam cu grădinarul zilele astea la muncă cât am muncit la el și da. S-a stricat foarte mult din cauza că, ca YouTuber mă refer, nu prea mai ai ce să arăți. Și singura chestie care mi-a rămas sunt urle, bineînțeles, că dacă mă fac admin și helper și chestii de genul, le-ați văzut pe toate. Dacă s-a apucat însuși Bobo care vă arată și update-uri și toate așa, e greu să mai captivez lumea și eu încerc în continuare să merg pe premisa mea cu urle, bam bam bam. Pe RPG 1, 2 și 4 sunt urle de a 2 la 4 și pe RPG 3 sunt de a 12 la 2. Ceea ce e super ok, pot să am și 8 ore pe zi, ceea ce e super blanao. Deci, am contul pe RPG3, bag într-o mafie, aștept oferte, am una peste 5 zile, nu vă dau numele în facțiune. Este de rang 6, dar nu este sigură. Ar fi o variantă și tot nu pot să dau numele, sunt două variante cu semn întrebării. Și pe RPG4 sunt rezolvat până intrăm noi în pâine. Mine astăzi, dacă nu mă înșel, sunt niște ururi, dacă nu mă înșel. Văd că rămâne game capture-ul activat și display-ul se dezactivează automat, dar nu știu de ce. Nici dacă îl pun să-și revină, nu face așa. Nu știu, e cam aiurea. Acum aș văd că și-a revenit, dar trebuie. Mamă, dar m-am blocat eu și m-am blocat într-o prostie mare și trebuie să activăm ăsta. Probabil pe filmare s-a văzut cum am blocat eu și nu sunt nici mai bună formă estetică, să zic așa. Intrăm pe RPG4 să vedem dacă mi-intră, că serverele Abuzon foarte bine au mers ieri, știi? Deja avem 3 minute și n-am vorbit foarte multe chestii. Ok. Normal vreau să joc în continuare pe Bizon, că vreau să bat eu puțin joc în continuare de oameni ăștia care mă critică și le funcționează doar o părticică din creier. Ăștia care spun, uite, acum nu mai ascultă manele, că s-a luat lumea de mine, că de ce ascult manele, că reflectează inteligența pe care o am sau ceva de genul. Hai să ne uităm astăzi la World. Avem un Grisly Bloods upcoming de la 14:30. Da. Ia uite, frate, cine dă atac pe car rent LS, frate. Bă, frate, vă bate de joc de mine. Ha, mă, două dracu de treabă. Nimeni nu atacă GSB-LS-ul măcar. Bă, dacă vreți astăzi, fapt, stai mă că s-au dus, ba da. Stai, pe RPG1 sunt ceva ururi. Bă, dacă aveți un cont să joc astăzi, chiar v-aș ruga. Și vreau să vorbesc și despre live-uri, frate.
Ce facem cu live-urile? Mai facem live-uri sau nu mai facem? Aș vrea să fac live de la War. Dacă e posibil. Carlton, militarii lui V a câștigat locul cu TTB-ul. Ești, n-ai bine aici. Dacă vor o chestie interesantă, mai întâi am luat rank 6 și după am intrat în facțiune. Asta e o chestie super blanao, știi? Sunt sub lider, mă doare fix undeva. Hai să... nu la clan turf, la top clans. TLG, OS, GF, Atlantic Organization. Mamă, ce rău a ajuns RPG 4, frate, la capitolul ăsta al clanurilor. Mă rog, hai să intrăm și pe RPG2 DCI. Să vedem ce reacție au pe acolo. Să vedem și pe RPG2 cum stă treaba. Să vedem dacă se merită să intrăm într-o facțiune pe acolo. Doar ce mă spa pe cap, fraților, și de aia fac așa la păr. Bă, părul l-am văzut de făcut și n-am să comentez. Dar trebuie să mă duc astăzi să mă tund. Și asta am să și fac. Wars, Turfs. Și Verdantul văd că a cucerit orașul și s-a prelungit ușurel, ușurel. Primal? Primal, frate? El n-a fost un lider la FBI pe RPG2, dacă nu înșel. Aoleu, bă, când vă pe ăsta, deci... nu știu, neapărat trebuie să vezi cu rang 6. Omul nu vine nicăieri fără rang 6. Fără... da, am zis bine. Alin 69 că este rang 6, de 58 de zile, trebuie să îi dea acum down la rang 4. Olex, de ce nu mai este? Sunt foarte interesat. Astăzi suntem în 10-7, adică ok. Astăzi. Nu mai am tips la oră, bapă cu oră, mulțumesc de roșitor, sunt în parte țin legătura. Legenda. Și pe RPG3. A, se intră pe RPG2. Am prăcit, frate, să mă rău. Bă, și m-am apucat de Metin, frate, am jucat ieri 3 ore ca disperat un Metin. Dacă vă interesează Metin New Days, Metin New Days. Dacă vreți să ne jucăm, facem acolo o buleală. Vă aștept să mă arăt talentul meu. Ce parol aveam aici? Bă. Ala-i tătii. Și Pilu? Salut că filmez. Filem, a înțeles. Gumă de mestecat 4. Oh, beton. Te reapuci? Poate, poate, dacă avem niște oferte interesante. Robert din Elite Squad. Da. Ia să dăm Robert Silen, Robert Oro. Cât avem 8 minuțele. Wow, cam mult. Mă rog, așa ca un scurt rezumat, o mai trag puțin de păr. Problema. Așa. Bă, dați propuneri. Ce trebuie să facem ca să ridicăm canalul ăsta în continuare? Că, bă, eu aș vrea, că pana mea, bă, acum e timp liber, o să încep facultate, o să fie mai ok, dar într-adevăr sunt mult mai ghinionist față de alte persoane care au făcut numere destul de bune pe jocul ăsta. Am avut și eu perioadele mele în care chiar am reprezentat ceva ok pentru comunitate de Bizon, mă refer. Acum nu mai reprezint nimic aparent. Toată lumea te judecă, zici că le-ai furat bani, zici că ai dat informații din casă. Păi dacă aș apuca să dau eu din casă, cam ce știu eu despre Bizon, atunci ar avea băieții motive. Așa. Ar avea motive să mă judece și să mă privească cu ochi urâți, să zic așa.
Așa, pentru ăștia care vor să facem zile în continuare pe Snapchat, add la alinmn99 și dați mesaj. Așa, 90 de secunde! Halala! Mă rog, și dacă vreți să-mi știți activitatea de zi cu zi, cea pe care nu o filmez eu și mai pe unde mai umblu eu și mai fac, inclusiv ADD pe Snapchat, dar și pe Instagram la același ID, alinmn99. Așa. Dacă mă întrebați ce prostie asta e magnet pentru mașină, mașina am un service de marțea trecută, trebuie să-mi vină, sper să-mi vină maxim mâine. Nu mai pot. Deci vorbesc extraordinar de serios. Uziman. Așa, bă, avere pe contul ăsta e destul de interesantă, știu că prinse niște donații destul de ok, avem aproape un capa, aproape și Univernus, mai am și pe Zulfar Univernus, o, dar chiar că am două conturi, și Zol și ăsta are niște FP aparent, 60-60. Stai așa că-i făcuse Cilex lui un post pentru sunete și nu luase ban. Câte? Bă, am zis la mișto pe repede tăi, cam 181. Ești mă de aici, ai luat am ban, mane, uite asta așteptam și un mesaj pentru mine. Și mesajul ăsta e bun, să știi. Pe RPG3 am avut ceva spam de mesaje, deci chiar am avut un spam ok pe RPG3. Pe RPG3 m-am simțit foarte bine, sincer să fiu. Și-au dat seama, n-ai bine. Ba, nu. Ce să-și dea seama? Incompetență, nu pot să numesc altfel. Stai, că era zis că nu o să mai zic despre subiectul ăsta ca multe, dar... Pana mea! Mamă, frate, dacă vă arăta cu un mesaj, nu știu dacă se vede. Stai că s-a stins. Se înțelege? Cred că se înțelege, nu? Deci m-a întrebat dacă tu ești Manole sau Manea. Manea Alin mă cheamă, frate, ar fi beton dacă m-aș numi așa, știi? Kill hack. Avem 2 șinuțele, mai intrăm puțin aici și BAM! Acasă că mă duc să mănânc, să mă tun, să mă fac un șel. Nu o să intru azi la orul ăla pe Pigpen, că e panorama, cu el locul cartel, frate, dacă era cu Verdant, cu... Vietnamese, ok, era ok, era ok. Bă, dacă vreți să dați un con la Wall, bă, dați-mi, vă rog frumos, să mor eu. De la 2:30 începând. Și poate facem și un live, zic eu. Pe RPC3 am intrat, dar vreau să dacă mai prind niște mesaje oricum. Stai că îmi dau asta prin 2580. Și mergem cu Big la frate. Așa, frate. Altcv. Și mergem la Cable New Network. CNN. Cred că așa, Cable New Network sau habar n-am. Vând bizu cu ID 146, tip CarPlay. Beton, mergem pe o roată, zici că suntem cu motocicleta la raliurile din NASCAR. Sunt puțin cu nasul. Ăsta pe ăsta știu, iar că iar mi-am întrerupt ideea. Te bagi verdant? Vedem cum stau cu ofertele. Cristian Marius, un mic Marius, ia uzi. Adu, cumpăr drugs. Mamă, 90 de secunde și aici. Bă, mă rog, mailor, cam asta a fost treaba, deci spuneți cam ce să mai adaug eu pe la modulile astea, că o să fie cam următorul modpack pe care o să-l scot eu. O să fie faze de pe modpack-ul ăsta. Sau nu, 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 nu știm despre ce modpack. Contează cum joc, să vedem. Dacă înțelegeți ideea. Cred că o să joc în continuare de pe Black and White. Cred. După care... Dați sugestii, frate, ce trebuie să facem de acum încolo. Am mai primit niște sugestii să filmeze pe conturile abonaților. Dar să fie niște conturi mai de Doamne ajută, zic eu. Să am ce face despre...
acțiunea respectivă, episodul respectiv, să prezint și eu ceva. Am mai primit și oferte de promovări servere, dar nu știu, niciodată n-am fost pro la serverele astea neserioase care au un game mod așa, puțin lucrat și gata, îi facem prezentare. Mi se pare aiurea, adică cauți marea cu sarea sau nu știu cum era proverbul ăla, dar era interesant. Am primit un mesaj pe Snapchat, ia să vedea cine este. Dark, da? Sunt Drop the Grenade. Oh, beton. Așa. Stai să ceva, Drop the Grenade. Dark de atingere, este BD4, ca să știi. Beton! Uite, chiar acum filmez Andrei Dumitru, ți-l cheamă pe ei. Bă, cum dracu ține asta? Îl cheamă pe Snapchat. Da. Gata, acasă. Cumpăr drugs. Nu știu dacă o să mai bage cineva în seamă, dar mă rog, cred că am băgat destul azi dimineață când am intrat. Leaders, am discutat cu liderul de la... Am discutat puțin cu Derek. Ce faci, mă, băiatule? Filmez. I spin. ID, I spin. Ești tu Dark 4? Da, salut! Filmez. MS. 55, da. Nu ai jucat suficient să iei Payday, hai nu zău. Ce mafie te duce aici? Marșul ăla de pe YouTube, da. SMS 152. Vedem. Mă, băieți, cam gata că sunt 7 minute și totuși m-am furat cam mult din viață și a fost cam plictisitor. Mă rog, cei care s-au uitat până aici, respectele mele. Poate ne auzim. Hai să facem zile pe Snapchat. Și ne auzim. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Un like acolo. Un, două minute. Hai, vă, fratele vostru. Ciao, ciao, les, mai nou.